Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vom cerceta cuvântul Sfintei Scripturi din Duminica a treia a Sfântului și Marelui Post, Postul Sfintelor Paști. Este un fragment din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Marcu, capitolul 8, versetele 34 până la 38 și capitolul 9, versetul 1. Cuvântul este următorul. Zisa Domnul: Cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Căci cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde. Dar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui său cu sfinții îngeri. Apoi a zis către ei: Adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Dragi prieteni, acest cuvânt este deosebit ca informație, ca adevăr care ne-l aduce și ca putere pe care o conține, precum de altfel toate cuvintele Mântuitorului. Aici însă tratează aspectul implicării noastre directe și personale în lucrarea de mântuire a noastră, a sufletului nostru. Nu este o pildă, ci este un cuvânt, o informație pe care Mântuitorul o transmite ucenicilor în forma sa concretă, crudă. Și zice: Zisa Domnul, cel ce voiește să vină după mine să se lepede de sine. Deci această lucrare este pur o lucrare a libertății. Nu este obligatoriu om fiind să urmezi lui Hristos, dar dacă voiești, trebuie să urmezi o procedură, un protocol, cum spunem noi astăzi. Vedeți, Mântuitorul iubește lumea, Dumnezeu, și pentru salvarea lumii s-a simțit obligat să intervină. Lumea însă este formată din oameni. Oamenii însă au libertatea să primească sau să respingă iubirea lui Dumnezeu. Ca să se mântuiască la nivel de om, trebuie să se implice și ei prin libera voință, prin acceptul. Deci Dumnezeu accesează această lucrare de mântuire, dar tu trebuie să o accepți și acceptând-o să și urmezi un parcurs în sensul acesta. Ai libertatea să te opui, să nu accepți, să te împotrivești. Este ca și când ai dat bloc la un program și acest program nu mai rulează, nu mai decurge, iar tu rămâi în afara procesului mântuirii. Acum s-ar putea să nu simți o deosebire, o schimbare foarte mare în viața ta, zici tu, ești conform lumii, dar va veni vremea când ai să țipi după un dram de lumină și o fereastră, o ușă către Hristos și s-ar putea ca atunci să nu se mai poată rezolva nimic. Deci este lucrarea noastră, mântuirea noastră este lucrarea noastră liberă. Mântuirea lumii este lucrarea lui Dumnezeu, aceea nu ne privește, este lucrarea Lui și El o săvârșește conform planului voii sale, conform planului Sfântului Treim, prin lucrarea sa de jertfă, de toată lucrarea de mântuire. Coborârea mântuirii către noi vine însă și prin participarea noastră ca bună voință. Deci cel ce voiește să vină după mine, nu este nicio obligație. Nefiind nicio obligație, creștinismul nu poate fi acuzat de nicio lucrare. Lucrarea care se săvârșește în chip creștin, pe cale creștină, este doar pentru cei care își doresc și urmează lucrul acesta. Cei din afară nu au ce acuza la procedura aceasta creștină a mântuirii. Dacă o fac, este un abuz, bineînțeles. De asta și Mântuitorul a lăsat totul în libertatea omului. Să-și ia crucea este următorul pas. Lepădarea de sine și luarea crucii. Deci Hristos ce spune? Ca să urmezi acest parcurs către mântuire, trebuie să
calci pe urmele lui Hristos ca fiu al omului, să fii asemenea lui, nu poți să mergi cu încărcătura vieții tale care s-a imprimat în sufletul tău, în comportamentul tău, prin lucrarea lumii în care trăiai. Așa că trebuie să te lepezi de toată influența și mentalitatea lumii din tine, de tot ceea ce te-a afectat și te-a informat, te-a educat până acum. Să înveți să privești lucrurile în sensul și în forma în care Dumnezeu le vede. Încet, încet. Asta se numește, să zicem așa, cateheză, este o lucrare cu tine însuți, sub călăuza Sfintei Scripturi, bineînțeles într-un cadru adecvat. Înveți încet, încet să lepezi din tine ceea ce nu este de folos, ceea ce este sursă de suferință, de eșec, de derapaj, de eroare, de rătăcire, de risipire, să te aduni în tine și încet, încet să faci ordine în ceea ce tu considerai că sunt valori ale tale, ceea ce e bun și ceea ce nu este bun. Hai să vezi că vei renunța la foarte multe, vor rămâne foarte puține cu care să mergi mai departe pe calea lui Hristos, cu Hristos, în contextul lucrării Sfintei Biserici, a sale, și în felul acesta ai să te simți încet, încet un alt om. Deci să se lepede de sine, să-și ia crucea. În momentul în care te hotărăști și începi să te lepezi de ceea ce este inutil în viața ta, deja ai un alt dialog cu tine însuți. Te vezi altfel, te observi din interior și știi foarte bine ce ai de făcut. Este crucea vieții tale. Fiecare om are o cruce, o provocare, o sumă de talanți care sunt ascunși în sufletul său, dacă vreți, o sumă de programe pe care poate să le ruleze, poate să le dezvolte și din care poate scoate valoare și lumină în viața sa. Un om fără Hristos nu cunoaște aceste programe sau le folosește alterat sau defectuos sau spre paguba vieții și veșniciei sale. Omul cu Hristos primește o altă lumină, alt punct de vedere al vieții sale, vede altfel lucrurile pe sine însuși și lumea în care trăiește și observă mult mai atent valorile din viața sa. Așa că un creștin care este viu în biserica creștină ortodoxă, un creștin care are duhovnic, un creștin care are un dialog cu el însuși, care urmează un program de cateheză, care se cercetează, care citește, care învață, care își dezvoltă cunoașterea și trăirea, categoric știe foarte bine la un moment dat ce are de făcut. Dumnezeu nu ne cere peste puteri, nu ne cere să împlinim valori sau puterea ale talanților pe care nu-i avem, dar ne cere să-i dezvoltăm pe cei pe care îi avem, că El i-a pus în noi și cu rost i-a pus. Și punându-i în noi, îi dorește dezvoltați chiar la maximum, aș putea spune. Făcând lucrul acesta, urmează lui Hristos aproape din fire. Urmarea lui Hristos nu este un lucru greu, care să presupună efort, ci este un comportament sau un parcurs firesc. Este o trăire a firii, pentru că omul ieșind din Dumnezeu, normal că prin fire se îndreaptă înapoi către Dumnezeu și crește în relație cu Dumnezeu. Numai intervenția celui rău în viața noastră, făcându-ne neascultători, ne-a făcut să pară că suntem pe o cale greșită sau când ne apropiem de Dumnezeu să pară că e nevoie de un efort, nu e nevoie de niciun efort. Și știm foarte bine lucrul acesta, când te întorci, când pleci de acasă, ești tentat. Mergi acolo să muncești, că o să câștigi, nu se știe. Mergi acolo că o să faci, că o să dregi, că o să-ți dea, că o să găsești, că o să obții, etc., etc. Sunt tot felul de tentații. După ce muncești, după ce lucrezi și vezi că nu este așa cum ți s-a promis, te întorci acasă. Drumul spre casă întotdeauna este ușor, este frumos, este mai plăcut. Chiar și atunci când ești rănit și plin de păcate, cum spunea poetul, mai lung îmi pare drumul, acum mă întorc la casă, dar avea putere să o facă. Chiar dacă era rănit și picioarele abia le mai mișca și pieptul suspina de dor și mintea era gânduri plină și multe alte aspecte care te împovărează, totuși acasă, dorul de casă te cheamă și îți dă putere să mergi până la capăt. De aceea voiam să spun, întoarcerea la Dumnezeu întotdeauna este firească. Este acasă, întoarce la tatăl tău din care ai ieșit și nu poate să fie o greutate lucrul acesta. Dacă este o greutate, este fals, este părere, este că n-ai știut cum să observi, caută un prieten, caută un duhovnic, caută un preot care să te lumineze și să te ajute să vezi calea cea dreaptă și să te întorci acasă la Dumnezeu. Și Hristos dă și argumente, pentru că
Această afirmație spusă chiar și ucenicilor părea destul de, știu eu, dură, neconformă, etc. și impresiona. Și atunci dă argumente ca să dezvolte și să facă pe om să priceapă, nu numai pe ucenici, ci pe noi care citim Sfânta Scriptură. Și spune că cine va voi să-și mântuiască sufletul său îl va pierde. Deci dacă vei vrea, vei dori de capul tău să salvezi sufletul, să zici îmi fac o viață frumoasă, ordonată, cine nu gândește în felul acesta și face ce-l taie pe el capul sau ce-l învață lumea, câți reușesc? Vă spun sincer că mai nimeni nu reușește și practic nimeni nu reușește. Chiar și cei care li se pare că au reușit într-o afacere sau alta, dacă și sunt fără Hristos, dacă cercetezi la amănunt afacerea lor, o să-și dea și ei seama că practic n-au reușit mare lucru, ci înșelarea au dus-o mai departe. Și o să mai pierd o oarecare vreme și cine știe dacă la capătul acestei pierderi de timp mai pot să se întoarcă acasă la Hristos, la Dumnezeu, la Tatăl cel din cerul sau nu pot să se mai întoarcă. Deci lucrurile nu sunt așa cum le visăm noi. Fără Hristos omul nu poate face nimic. O spune clar și dacă o spune, o spune tehnic, să știți, ca un om de știință care știe ce face și care creează. Dumnezeu este creator, nu se joacă cu creația sa. Când spune fără mine nu puteți face nimic și chiar nu putem face nimic. De aceea spune, cel ce va voi să-și mântuiască sufletul, să-l salveze sufletul său, îl va pierde. N-ai să reușești fără Hristos. Dar este și varianta în care poți să câștigi sufletul tău pentru tine și pentru veșnicie. Cum? Și spune, dar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Deci aici vorbește de sufletul său în variantă în care se pierde, pare să, oricum. Cel care va voi să-și salveze sufletul îl va pierde, dar cel care va pierde pentru Evanghelie. Deci se referă la viața noastră din lumea aceasta, mișcarea noastră biologică aici. Dacă te ferești de păcat cât poți, până la urmă ai să trăiești fără rost, fără sens, păcate tot faci și înaintea lui Dumnezeu s-ar putea să nu fie atât de curat și de înalt sufletește, așa cum ai avea nevoie sau ți-ar trebui ca să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Deci este riscantă o viață de sine, fără implicare și fără călăuză în Hristos. E riscantă și nici măcar nu se poate. Dar este și varianta să te implici în această lucrare de mântuire, de salvare, să te faci ca un ucenic al lui Hristos, ca un creștin, ca o celulă a unui trup care funcționează sănătos. Și spune, activând în această lucrare a mărturiei Evangheliei și slujirii lui Hristos, spune, cel ce își va pierde sufletul, adică va trăi și va muri în această lucrare, poate de bătrânețe, poate dintr-o suferință, dintr-o provocare, dintr-o încercare sau poate chiar martiric, acela își va salva sufletul său. Deci când o ai afacere, este ca și când ai o afacere pe care o săvârșești singur și ai stresul acestei afaceri și câștigi, nu câștigi, nu știi niciodată, până la urmă afacerea ta se îngroapă odată cu tine și se stinge. Când lucrezi însă la un patron sau la o companie imensă, nu ai stresul acestui câștig, lucrezi lejer, îți faci partea ta, stresul se mută la cel care conduce și tu categoric ai o prezență și un câștig asigurat. Așa este și aici, când muncești de capul tău pentru salvarea sufletului, n-ai să reușești, dar când lucrezi sub autoritatea lui Hristos pentru salvarea sufletului, Hristos îți poartă de grijă. Că ești provocat, că ești în slăbiciuni, că ești în suferință, că ești disprețuit, că ești aruncat, că ești căzut, că ești poate chiar persecutat, prigonit și chiar omorât pe calea aceasta, nu contează Dumnezeu, Hristos îți poartă de grijă și întotdeauna vei ieși biruitor. Deci când mergi pe calea lui Hristos, orice ai păți în această viață, tu vei învinge, vei fi un campion. Hristos deja a pregătit o cunună pentru tine din clipa în care te-ai angajat, cum am spus puțin mai sus, prin libera voință. Cel ce voiește să urmeze mie, să vină după mine. Și continuă cu argumentația și spune, ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă?
Vedeți că întotdeauna, având toate etapele istoriei și chiar și acum, poate mai mult ca altă dată, este nebunia aceasta să stăpânească lumea, să stăpânească știința, informația, de parcă dacă ar stăpâni, stăpânește ceva, nu stăpânește nimic. Ce-i folosește omul să câștige lumea întreagă și să-și piardă sufletul? Dacă îți pierzi sufletul și sufletul se pierde când trăiești și lucrezi fără și de, sau departe de Dumnezeu. Numai Hristos îți dă sufletul înapoi într-o formă de care să te bucuri pentru veșnicie. Fără Hristos, oricât ai fi de deștept, oricât ai fi de bogat, oricât ai fi de frumos, oricât ai fi de dotat, oricât ai fi de inteligent, oricât ai fi de augmentat, oricât ai trăit de mult, oricât ai fi de super potent, de super conducător, de super stăpânitor, poți să câștigi și cumperi toată planeta, să o conduci unde vrei tu, îți pierzi sufletul. Pentru că numai Hristos gestionează sufletul tău. Hai să trăiești 100 de ani, poate 120 de ani, mai bani niște proteze 150 de ani, dar până la tot mori și mergi la diavol, mergi la cel rău pentru că lui i-ai slujit. Și acolo nu mergi 100 de ani, mergi pentru veșnicie. Raportul este cumplit, ar trebui să deschidem ochii și să facem ceea ce trebuie. Dar totuși sunt oameni, după cum vedeți în lume, care ei cred că conduc, cred că stăpânesc, cred că decid și așa mai departe. Fără Hristos, este o naivitate, o iluzie. La modul concret, nu face decât să ai milă de acești oameni. Dar momentan, așa stau istoria, stă istoria. Și spune, ce-i folosește dacă își pierde sufletul? Nicio lucrare nu-i folosește suficient de mult dacă ți-ai pierdut sufletul. Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Ajungi în situația în care viața se epuizează, ai făcut ce ai vrut, cât ai putut, dar ți-ai pierdut sufletul. Și la un moment dat, ce poți să dai în schimb pentru sufletul tău? Dacă el face cât toată planeta, cât tot universul, cât toată materia cunoscută, că sufletul tău nu este din lumea aceasta, din materie, ce este dăruit de Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu. El îl gestionează. El l-a dăruit, el îl vrea înapoi, el îl gestionează și vede fiecare cum a rodit. Ca o sămânță care o pune în pământ și la sfârșit semănătorul știe foarte bine dacă sămânța aceasta e de calitate, a rodit rod mult sau nu e de calitate, că n-a rodit mai nimic, s-a uscat. El face aceste evaluări, aprecieri sau judecăți, așa cum suntem obișnuiți prin tradiție. Deci nu poți să dai nimic, în schimb nimic, la schimb să zici, Doamne, dau lucrul acesta, dau asta, valoarea asta și dă-mi înapoi sufletul. Nu există așa, această variantă și nici varianta că te mai întorci și mai încerci odată, vorba aceea, dai un leu, mai trage odată, nu este așa ceva. Sufletul are o singură dată șansa să dovedească, să se umple de valoare. Este ca o sumă de programe pe care într-un timp aici în lumea aceasta, în lumea libertății, ne este lăsată libertatea sau da, bucuria, spațiul de timp și de vreme ca să umplem acele programe cu valori, cu fapte. Dacă o facem, vom fi în câștig. Dacă pierdem timpul cu distracții și cu alte consumuri, vom vedea că la un moment dat ne vom vedea păgubiți și risipiți și risipitori. De aceea este foarte important să știți că Dumnezeu când trimite un suflet pe pământ, îi dăruiește tot ce trebuie. Toată logistica, calculează aerul, hrana, mâncarea, apa, tot care are nevoie până la sfârșitul vieții care este scris acolo în genetica lui. Ce spun unii că se termină apa și se murdărește aerul și nu știu ce, sunt povești drăcești care tulbură și alterează conștiința umanității. Creează frică și această frică îi alege pe oameni stânga de dreapta ca oile de capre. Sunt vremuri de cernere, întotdeauna au fost, dar acum mai mult ca altă dată, pentru că această nebunie a devenit cumva generală, globală, spunem noi, este un cuvânt din Scriptură și trebuie interpretat ca atare, că mai bine ca Dumnezeu nu știe nimeni mersul vremurilor și parcursul istoriei. Și Hristos completează în al treilea rând și mai important această argumentație și spune, iar de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos și fiul omului se va rușina
de El când va veni în slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Deci mărturisește atitudinea umanității de parcă ar fi contemporan cu noi. Poate a fost și în vremuri, alte vremuri, dar nu ne interesează că n-am trăit atunci, ne interesează vremurile noastre. Când este o atitudine de rușine, de dispreț, de neîncredere față de Cuvântul lui Dumnezeu. Și El spune clar aici, de parcă ar fi trăit, sigur că a trăit, poate vedea starea umanității la orice nivel de timp. Și zice, Cel se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos. Este interesant. Acceptă că neamul este desfrânat și păcătos. În ce sens desfrânat? Nu neapărat la trupuri, la comportamentul trupesc, pentru că trupurile rămân aici prin stingere și în Împărăția lui Dumnezeu nu vor fi aceste trupuri, ci de altă factură. Deci acceptă că e vorba de desfrâu, dar nu neapărat al trupului, cum spuneam, ci desfrâu al sufletului. Neam desfrânat ce înseamnă? Înseamnă un neam idolatru, un neam care nu mai iubește pe Dumnezeu Hristos, ci iubește orice altceva. Iubește puterea, iubește banul, iubește confortul, iubește să se plimbe, iubește, știu eu, funcțiile, autoritățile, puterile, titlurile, mașinile, distracțiile, imaginea, propria imagine, să aibă case multe, case mari, etc. Dar câte nu poate să iubească un om? Și nu neapărat să ne gândim la aceste lucruri mari. Dacă o iubești o haină de pe tine mai mult decât pe Hristos, deja ești într-o problemă. Sau iubești în sensul că te supui. Duminica, în loc să mergi la Sfânta Liturghie, mergi că te-a chemat patronul peste program, că trebuie să dai o lucrare și mergi duminica și lucrezi acolo. N-ai să dai lucrare, n-ai să ai succes, n-ai să câștigi, n-ai să faci nimic. Și cu banii care îi câștigi acolo, o să-i dai la doctor de 7 ori mai mult, pentru că între timp se întâmplă o problemă, că Dumnezeu nu-ți mai poartă de grijă, că-ți bagi joc de prezența și de cuvântul Său. Deci prin toată viața noastră, alegerile noastre, faptele noastre, cuvintele noastre, trebuie să dovedim că iubim pe Hristos chiar și în situația aceea de dificile, de vreme, de vremuri și spațiu, timp desfrânat și păcătos. În loc să citești Scriptura, iubești să te uiți pe telefon, pe Facebook sau mai știu unde. Asta este o idolatrie. Cercetează-ți viața și ai să vezi că în timpul unei zile, nu știu câte minute te uiți într-o psaltire sau într-o Scriptură în Noul Testament să citești Evanghelii, dar te uiți nu multe minute, chiar poate ore pe Facebook și pierzi și zici că ești obosit și ocupat. Nu ești, ești risipit, ești împrăștiat, ești dezordonat. Și la dezordine vei culege, cum spune un cuvânt, când semeni vânt, culegi furtună și va fi interesantă furtuna care va veni peste tine. Sunt consecințele faptelor noastre. Deci în acest neam desfrânat, Dumnezeu acceptă situația că așa a ajuns neamul, din neascultarea omului, din slăbiciunea lui și din invidia și lucrarea celui rău. Dar nu înțelege Dumnezeu de ce trebuie să ne fie rușine de el. De aceea spune, Cel ce se va rușina de mine, în aceste condiții și eu am să mă rușinez de el, în condițiile în care ne vom mai întâlni la judecată. A se rușina înseamnă a nega puterea lui Dumnezeu, a lepăda iubirea lui Dumnezeu, a nu pune relația ta cu Dumnezeu, cu Hristos, în capul listei tale de priorități. În fiecare zi când te trezești, ai în minte o listă de priorități, astăzi trebuie să fac cu tare și cu tare și cu tare lucru. În primul rând, pune relația ta cu Dumnezeu. Doamne, mulțumesc, Hristos a înviat, bucură-te că Dumnezeu ți-a dat o nouă zi, ești sănătos, ești puternic, ești odihnit și ai multe de realizat. Și începi cu o rugăciune. Te trezești, dacă e bine, cu un sfert de oră mai devreme, dacă nu ai timp, ci citești 2-3 psalmi, o catismă, te rogi și mulțumesc Dumnezeu să-ți dea putere și într-adevăr ziua aceea se schimbă sub tine și vine așa cum se aranjează, se ordonează ziua aceea, o programezi după intențiile tale. Ea însăși ziua aceea cu toate momentele ei se pliază sub voința ta. Dacă te trezești obosit că toată noaptea ai stat pe net și tulburat și după o zi anterioară încărcată
mohorât, îmi aleg cuvintele ca să nu zignesc pe cineva, tulburat, mahmur, obosit, abia nimerești să faci o cafea ca să poți deschizi ochii, repede, repede la servici ca să nu întârzi, alergi după toate care trebuie și uiți că este Dumnezeu în viața ta, sau seara când vii obosit, zici, bă, trebuie să citești și eu un psalm sau să zic, Doamne, iartă-mă, și de oboseală ce obosit ce ești, adormi citind niște rugăciuni acolo care spune mai începătoare. Păi rugăciunile, dacă sunt începătoare, nu trebuie să fie o problemă pentru creștin. Alea se fac așa, în mers, ca și când bei apă. Când bei apă și te oprești undeva și iei două guri de apă, nu e o mare problemă. Nu trebuie să notezi, azi am băut apă de două ori, Doamne, se pune, de două ori am băut apă, am zis două rugăciuni, este bine? Deci trebuie să introducem rugăciunea în modul nostru de viață, dialogul nostru cu Dumnezeu. Stăm de vorbă cu toți oamenii, cu șefi, cu cunoscuți, necunoscuți. Ia uite-te seara pe telefon să vezi câte apeluri ai primite și date. O grămadă. Pe Dumnezeu l-ai sunat? Pe Hristos i-ai spus ceva astăzi? Te-a trimis un răspuns? I-ai dat un apel? Doamne, ce fac? Doamne, iartă-mă! Doamne, sunt aici! Doamne, miluiește-mă! Nu este glumă, este mod de viață. Dacă există, vei fi campion. Dacă nu există, ai să rătăcești. Cum ca multe exemple rătăcitoare și rătăcite ale istoriei. Deci neam desfrânat și făcătos și Fiul omului se va rușina de el. Și mărturisește Hristos. Sigur se va rușina când, când va veni la judecată în slava Tatălui. Mărturisește, nu e slava asta, e slava Tatălui său. Cu sfinții îngeri care vor sluji acolo. Și acolo, când vom sta înaintea lui Dumnezeu, masă mare de oameni și El va fi acolo, toți vom dori să fim văzuți. Doamne, vezi-mă, uite-te și la mine că am fost la biserică, am aprins lumânări sau am făcut sau am dres. Atunci o să ne aducem aminte de toate faptele mici care le-am făcut sau chiar și de cele mari care nu le-am făcut. Și o să vrem să se uite la noi cu o privire de bunăvoință, de binecuvântare. O să tânjim atunci după un zâmbet sau o privire plăcută a Mântuitorului. Vom fi în stare să dăm tot, toată viața noastră, cu toată mizeria din ea. Dar cine o mai primește atunci? Cui folosește? Cum spune și păgânul, cui folosește? Deci, pentru orice faptă și orice gest este un timp. Vă spun sincer, la judecată toți vor pricepe cuvintele acestea. Acum sunt mulți cârcotași și îmi pare că nu-i aud. Ca să le pot răspunde. Sunt multe comentarii, că așa este omul care nu vrea să facă nimic, începe să vorbească precum sluga aceea leneșă, că o fi, că o păți, că am crezut, că n-am știut. Și Hristos, stăpânul, i-a zis, slugă leneșă și vicleană. Deci toate argumentele, toate comentariile vin în general din viclenie. Nu vrei să faci. Dacă vrei să faci, lucrurile sunt simple. Doamne, am primit, am făcut, ăstea sunt. Dumnezeu a dat, slavă ție, Doamne. Și lucrurile merg înainte, ești un caracter puternic. Când ești așa, întors pe dos, ești viclean, ești leneș și cauți argumente să-ți justifici lenea și nelucrarea ta. Apoi Mântuitorul, vorbind ucenicilor aceste cuvinte și nouă, bineînțeles, tuturor celor care le citesc, completează și finalizează cu un verset care spune: adevărat vă spun vouă că sunt unii de cei ce stau aici care nu vor gusta moartea. Deci această venire a Împărăției Dumnezeu va fi pe nepregătite. Unor vor fi murit, plecat deja, sunt în așteptare, dar alții vor fi trăitori atunci, vor fi în viața aceasta. Deci momentul judecății vine pe nepregătite, dacă ești nepregătit, și vine pe pregătite dacă ești pregătit, că dacă ești tot timpul cu gândul la Dumnezeu, ești pregătit. Până ce nu vor vedea Împărăția Dumnezeu venind într-o putere, cum am spus puțin mai sus, în slavă, Împărăția Dumnezeu vine în slavă. Dragi prieteni, să dea Dumnezeu să ne găsească pregătiți. Și ne va găsi pregătiți dacă iubim pe Hristos, și dacă iubim pe Hristos vom cerceta cuvântul să-L cunoaștem, adică vom pune mâna să citim și să avem o relație spirituală, duhovnicească cu biserica, cu duhovnicul și cu Hristos mai presus de toate și prin toate. Dumnezeu să vă binecuvinteze!